să vedem dacă și numerele sunt de acord cu noi. Bine ai venit, Adrian Armanu, numerolog. Te așteptam ca și când să ne explici de misiunea noastră și în ce măsură ne pot spune numerele care este misiunea noastră în viață. Bine ne-am găsit în primul rând și cu voi și cu cei de acasă. E adevărat că fiecare vine cu o misiune specială pe acest pământ, deci fiecare are o temă, da? Și ca să vedem, în primul rând, înainte de fapt de a trece la calcule, aș vrea să subliniez faptul că misiunea de viață nu e ceva ușor de îndeplinit. Dacă era ceva simplu, probabil că la 40 de ani o aveam cu toții bifată. Bifată și ne eram în pensie. Ea vine să ne provoace, să ne împingă limitele, să ne... Misiunea ne arată ceea ce trebuie noi să devenim în viață. Da, acea cifră de destin, așa cum se numește ea în numerologie. Hai să ne vedem cum ne calculăm cifra asta. Da. Tot... E mai complicat cu calculul. Un picuț mai complicat decât în zilele trecute. Aici luăm în calcul și zi și lună și an. Dar avem o regulă. Cifrele se adună una câte una, nu împreună. Da? Spre exemplu, cineva născut, ca în exemplul meu, în 24 a 6, nu calculează 24 plus 6, ci 2 plus 4 plus 6 plus 1 plus 9 plus 7 plus 9. Da? Deci, cifră cu cifră, toată data naștere. Și 38 și după ce ți-a dat 38, aici tu aduni și 3 cu 8. Exact. Și-ți dă 11 și după aia aduni și 1 cu 1. Și-ți dă 2. Reducem la o singură cifră. Uh-huh. Exact. Și vedem acum cum e pentru fiecare în parte. Cineva care are cifră de destin 1 a venit în această existență să creeze ceva unic și original. Acești oameni trebuie să-și exerseze foarte mult curajul, asumarea, determinarea, hotărârea să fie cât mai îndrăzneți. Dacă vor reuși să-și lucreze aceste caracteristici, aceste calități care de fapt sunt în ei, da? Potențialul există, dar e acolo o mare teamă, parcă le e teamă să iasă în față sau să se pună în lumina reflectoarelor, dar asta cere acest destin, să devină number one. Eu vreau să te întreb ceva, Adriana, tu cunoști pe cineva care are cifra destinului 1? Aș ști pe cineva. Hai, zine, zine. Eu sunt. Tu ești, nu? Da. Și cum e cu teama asta de a te pune în lumina reflectoarelor? Ea există. Mi-a fost foarte greu și uite ce ne face universul de fapt, că ne împinge într-acolo. Nu mi-aș fi dorit niciodată să fiu într-un platou. Eu am fost dintotdeauna omul care ar fi stat mai bine în spate. Șoarece de bibliotecă, așa? Okay. Nu chiar șoarece de bibliotecă, dar nu prea mult în față. Și pentru că asta e misiunea de viață, iată că trebuie să fiu aici în fața voastră să și să vă vorbesc. Să faci treaba foarte bine și chiar depășești. Eu nu-mi dau seama că tu ai emoția, ai emoția acum. Da, da, da. Ai emoții. Da, de fiecare dată. E foarte bună discuția asta între noi pentru că apucă cei de acasă să-și calculeze. Sper că ați apucat, da? Deci pentru cei care aveți cifra 1, ca să recapitulăm, veți să creați ceva unic și original, dar aveți și un pic de teamă să ieșiți în reflectoare. Deci mult curaj. Perfect. Da, elementul de bază ca să-și îndeplinească menirea. Hai să vedem. Cifra 2. Aici e treaba un picuț mai complicată, pentru că acești oameni vin să devină niște maestri în relații. Bineînțeles, apar o grămadă de tipologii umane, tot felul de oameni foarte diferiți și tot felul de contexte foarte provocatoare. Deci nu e o temă ușoară. Ei trebuie practic să învețe pe sistemul unirea face puterea, hai să dăm mână cu mână sau ce alte vorbe de genul acesta din popor mai sunt. Ei trebuie să învețe să adune oameni la oaltă. Îi văd foarte bine în poziții de psihologi, mediatori sau... oameni care lucrează cu oameni, da? Și care învață până la urmă să se conecteze, să ajungă la celălalt. Dar tema de bază care se lucrează aici este sistemul lor emoțional, care în egală măsură poate fi o binecuvântare, pentru că cu emoție îl atingi pe celălalt și îl miști. Dar în egală măsură o emoție neșlefuită se poate transforma într-un ușor blestem, da? Chiar dacă sună, mă rog, mai dur, dar îi poți jigni, îi poți supăra, îi poți... poți distruge relații, da? Deci asta e misiunea lor și ei cumva trebuie să lucreze la direcția asta de cum își la sistemul lor emoțiile. Emoțional și cum îl gestionează. Tot mai șlefuit, vor avea relații tot mai frumoase. Perfect, hai să vedem. Trei. Treiul este arhitectul, adică cel care într-adevăr poate vine în această viață să creeze o arhitectură a vieții lui, o arhitectură de orice fel, și la propriu și la figurat, da?
oamenii aceștia mai vin și cu o temă a comunicării. Mulți dintre ei nu se pot exprima, alții se exprimă, iau prea mult microfonul, da? Și nu mai lasă loc celorlalți. Tema comunicării trebuie să fie una în echilibru. Acești oameni își vor găsi adevărata împlinire, cei care vin, pentru că e un destin al artiștilor. Se spune cumva că e cel mai ușurel dintre toate cifrele de destin. Dar ei trebuie să-și scoată la suprafață potențialul, ei vin cu multă imaginație, cu foarte multă creativitate. Odată ce îi găsesc forma de manifestare în lume, își găsesc și împlinirea. Adică să-i anime pe ceilalți, da? Ca niște artiști, animatori ce sunt. Și eu nu eram 3, mă. Deci eu s-a nimerit... Eu aștept cu mințică până la 5, dar eu mă vedeam un 3, așa. Păi sper că până la 5 sunt eu, am nimerit pe 4. Ia să vedem ce am nimerit pe 4. 4 e cu munca. 4 este un destin de muncă, de efort susținut, efort de durată, deci nu te da înlături de la muncă, da? 4 a venit în viața aceasta să pună cărămidă cu cărămidă, cu răbdare, rezistență, trebuie să învețe să pună baze, trebuie să învețe să implementeze proiecte, să toarne fundații și nu orice fel de fundații, solide. Doamne, de ce, Doamne? Da, de și ce când nu-mi iese? Dai și tu mie odată să-mi știi ce la loto dacă da, și când îți iese? Da, și când iese, Doamne, ai dreptate. Vă spun sincer, mulțumesc, este cel Doamne. Mai deștept bărbat pe care l-am cunoscut eu vreodată. Silviu e și el deștept, dar ești foarte deștept și muncitor și atât de tare mă bucur. Ne scuzați că am avut pauza asta acum, dar chiar am simțit să o spun. Eu nu mă așteptam. Nimic, lasă-mă să mă bucur. Lasă-mă să mă bucur de momentul meu, te rog eu frumos să nu zici nimic, Bogdan. Și se pare o remarcă atât de gratuită din partea lui Lili, pe lângă faptul că eu lucrez cel mai mult la această relație. Dintre mine, de colegialitate, dragă. Dintre noi doi. Și tu l-auzi pe șurubel pe lângă faptul că ai acasă un iubit cu care ai făcut și un copil, adică cum îi spui tu? Dar nu e, nu, că nu are legătură, nu, vorbește profesional. Exact. Da? Nu, că e Bogdan, este, tu ești gelos acum? Ea vorbește de bărbații profesionali. Bogdan, știi ce ți-a dat de bine în fiată. Vorbim mai încolo, vreau și au și eu la numărul 5, să văd ce mi se potrivește. Hai să ne explicăm celor de acasă. Da. Ce facem aici? Calculăm cifra destinului nostru. Cifra destinului nostru, una câte una. Fiecare cifră, una cifră cu cifră cu cifră, da. Cu cifră, până vedem... ajungem la un număr de cele mai multe ori. Pentru cei născuți înainte de 2000, numărul va fi compus, cum și nouă ne-a dat exemplul 38. Da. Așa, pe care îl reducem, deci le adunăm până rămânem la o singură cifră. Și vedem care e misiunea noastră în funcție de această cifră. Menirea cu care am venit noi pe acest pământ. Unde suntem acum? Cinciul, adică Lili și toți ceilalți telespectatori, sunt cei care vin pe un destin de transformator, se numește el în numerologie. Adică cei care vin să facă lucrurile să strălucească. Cei care, care vin să mărească cadrul, să dea o nouă funcționalitate lucrurilor, dar atenție, vor reuși cu adevărat doar în momentul în care trec ei înșiși prin procesul de transformare care să-i ducă la nivelul la care să-i, să poată transforma tot ce e în jurul lor. În ce sens să ne transformăm? Ce te să faci? Ia, zi, ce te să faci? Iau notițe. Cu ce aici, oamenii care vin pe acest destin au o baghetă magică, intuiția. Intuiția este extrem de bună dacă te lași ghidată de ea în viață, ea te va duce exact pe scena ta, pentru că aia trebuie să facă oamenii din destinul 5 să-și găsească scena și să-și facă numărul. Dar numărul 5 este și, cred că și Majda e numărul 5. Da. Da. Și cum gătește acolo și face lucrurile să strălucească. Și la fel, 5 trebuie să menționăm, este și șefa, colega și producătoarea și șefa noastră, Andreea Caranda, care ne gătește la foc mic zis, și ea pe... Dar ce a zis, ce a zis? Mi-a zis intuiția de voi, dar nu... Care a avut o intuiție foarte bună când a ales prezentatorii pentru această emisiune, da? Ei, Caranda, bun, așa. Gata, deci ne transformăm cu intuiția. Și invitația ales, exact. Bun. Bun. 6, oamenii de pe acest destin vin pe tema familiei. Cumva așa, din viețile lor anterioare, din alte întrupări, acești oameni s-au cam preocupat de ei înșiși. În viața asta vin să își arate sau să învețe devotamentul față de ceilalți. Prin urmare, ei trebuie să-și facă o familie sau să-și pună toate resursele acestea de iubire și de devotament în jurul comunității, că e familie, că e un job. E un destin destul de liniștit și de frumos, așezat, dar care îi lucrează mult pe devotament, da, pe loialitatea față de ei înșiși și față de ceilalți. Adică asta trebuie să o învețe sau o au? Să o învețe. Să învețe, da. După cum spuneam, misiunea de viață ne arată ce trebuie să devenim, nu ce suntem deja. Okay. Uh-huh.
Bun. 7 vine pe o temă a înțelepțirii, adică 7 trebuie să devină înțelept, spiritual, să evolueze în zona aceasta spirituală. Marea, sau cum să zic, tendința aici va fi să meargă foarte mult spre teorie, dar adevărata înțelepciune ei o vor găsi numai când vor ieși în practică cu toată când teoria. Aplică. Când aplică, când experimentează, iar ei nu prea fac acest lucru. Prin urmare, ar trebui să iasă mai mult în lume. Practice what you preach, exact, cum se zice în engleză. Așa e. Vă mulțumim. Mergem mai departe. Mergem mai departe. Destinul 8, la care destinul e... Destinul 8, avem pe cineva aici în platou? Îl avem, îl avem. Ah, Bogdan! Deși cu dumneavoastră nu vorbesc, dar da, eu sunt tot. Tu chiar te-ai supărat pe mine? Nu. Vrei să-ți dau o îmbrățișare? Să știi că mașina ta avea o urmă de cheie pe ușă de când am venit. N-are nicio legătură. Vă dau frumos. Haideți să ne spună, Adriana, ce avem pentru cei care au destinul 8. Deci, și eu țin foarte mult la tine. Deci Bogdan și toți ceilalți aparținători ai acestui destin, da, trebuie să învețe să facă bani. Stai așa un pic, scuză-mă, Adrian, că mă bag așa. Aici scrie teama banilor, nu? Teama, deci să facem nu, teama, nu? Nu, sau este tema. Da, e teama. Dar vezi tu, Lili, exact așa se ajunge acolo. Întâi cu teamă de ei, ca până la urmă, da, să intre în această teamă, să rezolvi tema. Mereu mi-a fost frică să fac mulți bani. De când m-am născut, mi-a fost așa o frică. Bă, risc să fac bani, am simțit. Așa, și încă mi-e frică. Cum ajunge ei să facă? Uite că nu știe să facă până acum să descurcă. Da, responsabilitate. Da, nu i-a ieșit. Responsabilitate, asumare, determinare, și bineînțeles muncă. Vorbim de o cifră de pământ care îi cere să fie mereu împământat acestui 8, da? Nu doar banii sunt importanți, tot ce înseamnă material, da? Tot ce înseamnă materie. Ei sunt oamenii care au foarte multe nevoi de bază. Adică au inclusiv nevoia de a avea un statut anume, o poziție socială anume, și asta trebuie să învețe, acolo trebuie să ajungă în această viață. Deci să nu se oprească până când nu bifează și bani și statut și putere. Hai că nu asta e rău. Cu statutul nu m-a impresionat niciodată. Asta cu banii nu m-ar deranja. Da, nu. Bun, hai să vedem și pe cei care au cifra destinului 9. Cifra destinului 9, vorbim aici de o temă a devenirii. Aceștia sunt cumva maestri, cei care contribuie față de ceilalți, vindecătorii, șamanii, terapeuții, mentorii, da, intră la această categorie. E o temă care din nou vine cu transformare, e necesară transformarea, dar odată ce ating și își găsesc resursele pe care să le pună în folosul celorlalți oameni, adică să contribuie față de ceilalți, când nu mai este doar despre ei și ce pot, nu știu... Să se dezvolte ei, nu? Adică când nu mai e despre dezvoltarea lor personală. Nu mai e, exact, și își pun toate darurile în folosul celorlalți, atunci pot să devină, intră pe calea asta de șaman. Deci șaman de spiritualitate. Sunt oameni care au o contribuție în lume. Mi se pare foarte frumos cum ai scris. Da. O contribuție în lume. Deci ăștia schimbă lumea, domne. Dacă sunteți nouă, ia scrieți-ne și nouă. Vă invităm pe aici pe lângă noi. Mai veniți pe aici pe la emisiune. Să mai ridicăm un pic. Da, unde Bogdan ne mănâncă toată mâncat mâncat tot. Da. Ce faci, mă, Bogdan? Mai mâncăm și noi sau nu mai mâncăm? Nu mai mănâncă nimeni, nu? Ești ok? Ești bine? A, nu făcea nimic, nimic. Nu, haideți să-i mulțumim frumos, Adriane. Revenim la tine imediat, Bogdan. Adriana, îți mulțumim frumos. Mult drag. Și te mai așteptăm și data viitoare te lăsăm să ne explici așa, fără să te mai întrerupem, că uite, na, ce se mai întâmplă? Avem un băiețel mic aici în platou.